Miercuri, pe 1 noiembrie, la Sala Mică a Ateneului Român, la ora 17, va avea loc concertul Metamorfoze. Vor evolua absolvenții programului Ad Musicam, susținut de Institutul Cultural Român. Tinerele talente vor delecta publicul cu lucrări diverse interpretate la instrumente cu coarde, de suflat și cu clape. Din seria spectacolelor din cadrul programului Ad Musicam, mâine va avea loc concertul Metamorfoze, susținut de tinere talente din România și Republica Moldova. Programul include piese muzicale de Ludwig van Beethoven, Dinu Lipati, Franz Schubert, Edouard de Stene, Benjamin Britten, interpretate în solo, trio și quartet. Acest eveniment este parte a proiectului dezvoltat de Institutul Cultural Român pentru susținerea muzicienilor cu vârste între 16 și 25 de ani, aflați la început de drum. Concertul de mâine seară de la Ateneul Român este susținut de 8 dintre muzicienii care au participat la programul de pregătire Ad Musicam. În cadrul celor 2 săptămâni există o pregătire de carieră și o pregătire muzicală. Au cursuri de managementul emoțiilor, gestionarea tracului, de prezență scenică cu Ionuț Chivu, de exemplu, care este actor la Teatrul Odeon. Fac cursuri de stil vestimentar, de social media, iar apoi pe parte muzicală se pregătesc cu Dr. Peter Stark, care este profesor la Royal College of Music în Londra și de asemenea este directorul de repetiții al EUIO, Orchestra de Tineret a Uniunii Europene. În stagiunea din această toamnă, Ad Musicam, vor mai fi 2 concerte la sediul Institutului Cultural Român, în 22 noiembrie și în 20 decembrie. Proiectul și-a propus să construiască un nou model de calificare a tinerilor muzicieni talentați din toate statele membre UE, ajutându-i astfel să răspundă nevoilor în schimbare ale societății secolului 21. A fost prima dată când am participat la un asemenea proiect în cadrul Ad Musicam. Am auzisem despre acest proiect de la colegii mei mai mari și toți l-au lăudat. Acolo am întâlnit niște oameni grozavi din toate punctele de vedere cu care abia aștept să cânt în concert. Am avut parte de atât de distracție, cât și de ore de muzică de cameră, de orchestră. Am lucrat cu Peter Stark, ceea ce a fost o mare onoare și am avut foarte multe de învățat de la dânsul. Concertul Metamorfoze va fi susținut de Iarina Istvan și Cristina Drăghici la vioară, Marius Antohi Lupu, violă, Ștefan Ciceu, violoncel, Alexandr Vasiliogo, contrabas, Laura Borodi, oboi, Raluca Ciula, clarinet și Fabian Ipricna la pian. Spectacolul cu acces liber va începe de la ora 17 în Sala Mică a Ateneului Român.